Bine v-am găsit! În 1989, România era cel mai mare producător de cânepă industrială din Europa și al treilea din lume. Această plantă minune numită Cannabis sativa, înrudită cu cannabisul indian, din care se produce marihuana și hașișul, două droguri despre care mai toată lumea a auzit, are proprietăți excepționale în toate domeniile vieții. De la construcții, la industria auto, de la industria textilă, la medicină. Cu toate că planta și-a dovedit eficiența și proprietățile remarcabile și până în 1989, după evenimentele însângerate din decembrie pe care le cunoașteți, cultivarea ei a fost interzisă în România și abia în ultimii ani această industrie începe să revină la viață. Astăzi, împreună cu invitații mei, domnii Daniel Hanganu, manager al clinicilor medicale ScienceMed și Andreea Petre, director de dezvoltare la HempMed Pharma, vom vorbi despre beneficiile medicale ale cannabis sativa, adică ale cânepei. Dar cum tema de discuție este foarte complexă și nu o să putem cuprinde absolut tot în acest episod, ne vom concentra în aceste 20-30 de minute, în special pe managementul durerii, unde uleiul de cânepă are proprietăți excepționale. Aș începe prin a spune că dumneavoastră sunteți deținători unui brevet internațional de invenție care amplifică de multe ori proprietățile uleiului de cânepă. O să vorbim despre această invenție pentru că este foarte importantă, dar înainte de asta, cred că este util pentru cei care ne urmăresc să afle câte ceva din istoria cânepei, un scurt istoric care să îi facă oameni să înțeleagă importanța ei atât pe plan global, dar și pentru români. Ținând cont că, așa cum am spus, în 1989 eram cei mai mari producători din Europa de cânepă industrială. Domnule Petrei, spuneți-ne câteva cuvinte despre această istorie. Cânepa se știe de peste 25.000 de ani. În mormintele din China s-au descoperit recent săculeți cu semințe de cannabis sativa, de cânepă efectivă. Împărații chinezi, în genere, încurajau foarte mult cultivarea cânepei datorită faptului că este o plantă completă și pentru o familie reprezintă efectiv subzistența de zi cu zi. Din China, următorul pas a fost India, unde și în India s-au găsit foarte multe artefacte, inclusiv în mormintele funerare, frânghii din cânepă, alimente rămase din cânepă, turte din cânepă, îmbrăcăminte din cânepă. Deci, planta este o plantă extraordinar de bună pentru ființa umană și pentru natură. În același timp, cânepa este cunoscută ca și un ierbicid foarte puternic în natură. De ce? Pentru că sub cânepă, datorită coroanei și frunzelor, nu crește absolut nimic. De asta se poate produce și foarte multă cânepă organică. În România, cânepa se cunoaște de mii de ani, de la Geto Daci până la Evul Mediu. În genere, Moldova și Transilvania și Muntenia au fost cei care au cultivat major cânepă. Deci fiecare familie avea cel puțin 1000-1500 de metri pătrați de cânepă, de unde își lua fibra, de unde își țeseau covoare, ițari, cămăși, cearșafuri pentru pat, foloseau semințele tot la fel pentru mâncare, faimosul desert cunoscut ca pelincele domnului sau turta cu julfă făcută în Moldova, este una dintre delicatesele bucătăriei tradiționale românești. Nu mai vorbim de beneficiile extraordinare ale uleiului de cânepă începând cu secolul 18-19, în care uleiul de cânepă este un ulei complet care conține gama de omega 3, omega 6, omega 9 în balanță perfectă pentru organismul uman. Deci organismul uman, dacă îi dai ulei de cânepă, el îl absorbe în totalitate, nu, și ficatul procesează în totalitate, nu rămâne absolut nimic.
Datorită faptului că sistemul uman, corpul uman are un sistem endocannabinoid de care o să vă povestească Dan, extraordinar de dezvoltat. Eu aici aș veni cu două mici completări un pic mai spre zilele noastre. Din păcate, la începutul secolului 20 s-a produs o mare, hai să spunem, confuzie la nivel mondial, în sensul că a fost interzisă cânepa. Pentru că există această plantă, cannabis indica, din care se scoate THC-ul. De fapt, substanța halucinogenă este acest THC și este această plantă pe care noi o cultivăm în România, cannabis sativa sau cânepa industrială, care are un procent foarte mic de asemenea THC. Ceea ce am reușit noi să facem în ultimul timp prin cercetare a fost faptul că s-au obținut niște plante cu un conținut redus de THC și un conținut mare de CBD. Ceea ce are beneficii pentru sănătate este de fapt CBD-ul, nu THC-ul. Aceasta a permis ca anul acesta chiar Organizația Mondială a Sănătății să scoată definitiv pe plan mondial de pe lista substanțelor interzise sau urmărite CBD-ul. În acest moment CBD-ul nu mai este restricționat sub nicio formă, este considerat o substanță naturală foarte benefică pentru sănătate. A fost menținut într-adevăr THC-ul și este monitorizat nivelul de THC în permanență, dar CBD-ul, canabidiolul, ceea ce noi folosim în produsele de la Hemed Pharma, în acest moment este absolut legal să fie folosit în întreaga lume. Acum, discutând despre ce a făcut Organizația Mondială a Sănătății, de fapt și de drept, a recunoscut valențele medicinale ale plantei de cânepă, indiferent că este indica, sativa sau rudealis. În plus, Comisia Europeană, în urma unui proces intentat de către guvernul francez împotriva a doi francezi care au pus pe piață CBD, a decis că cannabidiolul, prescurtat CBD, este un aliment. Și punct. L-a scos absolut din toată zona care era considerat drog. Deci în acest moment, cannabidiolul sau extrații nepsihoactivi din cânepă, cannabinoizi în genere, nu sunt considerați ca și droguri. Singurul considerat acum ca și drog este delta 9 THC și izomerii acestuia, adică un delta 8, un CBDA sau un CBDA, un THCA. Și atunci de ce în 1992 guvernul a interzis cânepa în România? Chestia asta se trage din 1936, de când în America erau peste 700.000 de acri sau 1.400.000 de acri, 700.000 de hectare de cânepă în tot sudul Statelor Unite, iar în 1934-35 s-a inventat firul și fibra sintetică. Atunci s-a creat o concurență pe piață de către firmele mari, de către DuPont, și nu știau cum să elimine fibrele naturale. John Aslinger a fost generele lui DuPont și a fost numit șeful FBI-ului. Și atunci au decretat că virgulă marihuana sau cânepa sau cannabisul este o plantă foarte rea care produce numai efecte negative și din cauza DuPontului, în genere, s-a interzis cânepa de cultivat în lume. Și de aici au preluat fiecare țară în parte. Dar totuși România era cel mai mare cultivator din Europa de cânepă până la Revoluția din 1989. Nu pot decât să speculez ce a stat la baza deciziei Guvernului României de a interzice cânepa în acel moment, dar este clar că a fost o greșeală. A fost o greșeală, din păcate această greșeală a dus la dispariția a câteva mii de locuri de muncă, a dus la dispariția a 60.000 de hectare de cânepă care erau cultivate în România în 1990, a blocat tot ce înseamnă dezvoltare pe ceea ce înseamnă aplicațiile acestea nenumărate ale cânepei. Din fericire, cercetările din ultimul timp, să spunem că au făcut lumină în acest domeniu. În ce sens? Lucrurile s-au lămurit. THC-ul este cel care are efectul halucinogen. În acest moment s-a stabilit o limită de 0,2%. 0,3% este făcută de curând. De anul trecut a fost 0,2 până anul trecut. Anul acesta s-a dus până la 0,3 limita de THC. Această limită este monitorizată în permanență. Spre exemplu, produsele pe care noi le avem în acest moment sunt cu limita aceasta de THC de 10 ori sub limita aceasta considerată legală la nivel european.
Și am reușit să obținem produse cu un grad mai mare de CBD. Vreau să vă dau o informație foarte interesantă legată de descoperirea sistemului endocannabinoid. Ca să înțeleagă publicul de ce uleiul de cannabis are o asemenea eficiență și are un asemenea efect benefic asupra corpului uman. Trebuie discutat aici nu numai efectul CBD-ului. Planta de cânepă nu are numai CBD. Are peste 150 de cannabinoizi cunoscuți la acest moment, are peste 300 de terpene și este studiată intens din 1960-65 de către Rafael Miciulam, care este părintele medicinei bazată pe cannabis, la efectelor cannabisului asupra corpului uman. Sigur, aici sunt țări mult mai avansate. Este vorba de Israel, este vorba de Statele Unite, dar Elveția. Sigur, ce este foarte interesant la acest sistem endocannabinoid este faptul că el este la fel de complex și de dezvoltat ca și sistemul nervos. Are receptori, are căi de transmitere, exact cum sunt căile neuronale. Și ceea ce s-a reușit să se cerceteze în ultimii 10 ani, s-a descoperit că acest sistem endocannabinoid are cel puțin două roluri esențiale în organismul uman. Un rol este legat de ceea ce înseamnă modularea sistemului imunitar. Această modulare funcționează în modul următor. Este ca un radar, dacă vreți. Deci indică sistemul imunitar care sunt celulele bolnave, care sunt celulele unde trebuie să intervină sistemul imunitar, și sistemul imunitar trebuie să ia trei decizii în momentul în care primește un asemenea semnal. Fie distruge celula dacă este un virus, o bacterie, este ceva nociv pentru organism, fie încearcă repararea acestei celule, deci intervine cu mecanisme de protecție și apărare ale celulei, sau hotărăște înlocuirea celulei bolnave cu altă celulă nouă. Este cel de-al doilea rol foarte important al sistemului endocannabinoid, este cel responsabil de regenerare la nivel celular. Poate nu se știe foarte bine în România, dar pe plan mondial lucrurile sunt foarte clare în acest moment. Organismul nostru generează în permanent celule, gen celule stem, ele sunt produse în permanență, care regenerează celulele bolnave sau celulele distruse din organismul nostru. A fost un studiu făcut în urmă cu aproximativ 8 ani de mai multe universități din Statele Unite, din Spania, din Germania, care au descoperit că pe parcursul vieții unui om, noi regenerăm de aproximativ 15 ori toate celulele din organismul nostru sunt înlocuite. Și aici aș mai interveni eu cu un singur lucru foarte important. Efectul sinergic al cannabinoizilor în organism. De fapt, nu numai CBD-ul și THC-ul, ci sinergia între CBD, THC, ceilalți cannabinoizi, terpene și efectiv clorofila care există în cânepă, aduce mari beneficii corpului uman. Este așa numitul efect full entourage. Da. Este ceea ce folosim noi în produsele noastre. Deci noi folosim acest efect full entourage. Este adevărat că atunci când ai multe asemenea componente, efectul este mult mai bun decât dacă ai încercat să izolezi doar CBD-ul din plantă sau doar THC-ul. Acest efect full entourage este mult mai armonios perceput de către organismul nostru. Și ce este foarte interesant este că acest cannabinoizi există în corpul uman. Sunt produși de către corpul uman. Inclusiv THC-ul este produs de corpul uman, inclusiv CBD-ul se găsesc cantități foarte mari. În procesul de alimentație, el deja începe producția de cannabinoizi. Sistemul endocannabinoid. Da, este, dacă vreți, lubrifiantul care ajută funcționarea întregului organism. Acum mi se pare important, ca să putem trece la prezentarea managementului durerii, pentru că pe asta trebuie să ne concentrăm în finalul emisiunii, să ne dați detalii despre acest brevet de invenție care amplifică foarte mult proprietățile uleiului de cannabis și face ca produsele dumneavoastră să fie
cele mai eficiente de pe piața europeană și nord-americană în acest moment. Știu că dumneavoastră sunteți cel care a găsit soluția pentru a amplifica efectul. Istoria e destul de scurtă. Am avut și am o artroză la picior și am încercat ozonoterapia cu profesorul Tiron. A mers extraordinar de bine și nu am avut niciun fel de problemă cu el. Începând să facem cânepa și să citesc foarte multe materiale, am descoperit uleiurile ozonate și am zis, bă, pot să fac și eu, că nu e așa o mare filozofie, dar nu cred că ambiția și faptul că am citit foarte mult am reușit să fac acest lucru, să începem să creăm acest ulei ozonat. Și al doilea fapt este că am avut bani. Pentru că dacă nu aveam finanțe sau împrumutam de bănci, pe o idee nimeni nu te finanțează. Am putut să ne dezvoltăm singuri pentru că am avut fondurile financiare și relațiile necesare ca să putem începe acest proiect. Discutând cu chimici, discutând cu profesori universitari, aplicând mai multe brevete al lui Tesla. Nikola Tesla a fost primul din istoria omenirii care a făcut ozonificarea și prima mașină de ozonificare. Și atunci suntem primii în lume care am făcut ozonificarea uleiului cu CBD. Nu vă spun cu riscuri destul de mari, sărind în aer, și, pentru că oxigenul și uleiul nu fac bine împreună, e un amestec exploziv. Dar căutând căi și metode, învățând foarte mult, am reușit stabilizarea acestui proces și suntem singurii din lume care facem la acest moment ulei cu CBD ozonat. Acum o să vă explic ce înseamnă ozonul în ulei. Ozonul în ulei se transformă în ozonic. În primul rând, ca telespectatorii să înțeleagă, cei care nu sunt familiarizați foarte mult cu ozonul și proprietățile ozonului, ce este ozonul? Ozonul este o moleculă mai grea de oxigen, oxigen 3, simplu, care este unul dintre cei mai puternici antioxidanți cunoscut la acest moment pe planetă. Doar nu există, este instabil, foarte instabil. Exact, el se descompune instantaneu în oxigen 2 plus un atom liber de oxigen. Aici a intervenit ideea dumneavoastră, da. Pentru că marea proprietate acestor uleiuri ozonificate este aceea că ați reușit să stabilizați sunt ozonul stabile, pentru da. Ani de zile. Da, sunt stabile la temperatura de cameră de 22-23 de grade, durata de viață este de 2 ani, iar la temperatura de 4 grade Celsius este până la 10 ani. Aceste ozonite mai au o caracteristică extraordinară. Ele au capacitatea de a penetra corpul uman, pielea, în 3-4 minute ajung până la 3-4-5 cm în interiorul corpului uman, cu o viteză extraordinară. Iar în momentul în care a dat de temperatura corpului uman de 36-36 cu 2-37 de grade Celsius, aceste ozonide se descompun din nou într-un atom de oxigen, care este O2-ul, oxigen 2, și într-un atom de un radical liber de oxigen, care de fapt și de drept face ozonoterapia. Deci dacă cutărică are o problemă reumatism, îl dor încheieturile și se aplică la nivelul pielii acest ulei ozonificat, acesta are capacitatea să pătrundă câțiva centimetri. Instantaneu o să simtă în 2-3 minute, deci avem cazuri care au rămas blocați toți, nu se poate. Deci eu cu artroză și mi-a dat drumul la picior, pot să-l îndoi, pot să... Chiar președinți de firme mari au fost la noi și nu știau ce se întâmplă. E, funcționează ca și o ozonoterapie făcută cu ace. Eu aici n-aș fi atât de modest cum este Andrei, el de felul lui este o persoană extraordinară. Faptul că noi am reușit în România un asemenea brevet de invenție, după părerea mea este de admirat. De ce? Pentru că în România nu există în acest moment fonduri pentru cercetare. Exact ce spunea Andrei, practic cu fondurile proprii, private, am reușit să facem această cercetare și am reușit să uimim lumea obținând aceste produse. Voiam să vă spun că, de fapt, ați întrebat ce este ozonul. Ozonul este un gaz. Marea problemă este cum să poți integra un gaz într-un ulei. Acesta este brevetul nostru de invenție. Deci noi am reușit în uleiul ozonificat cu CBD să integrăm acest ozon sub formă de ozonidă. Și acum o să încerc să vă explic în câteva cuvinte de ce este foarte bun și sunt cele mai performante produse pe plan mondial, nu numai în România, aceste produse ozonate de cânepă pe bază de CBD. Înainte de asta, ca o paranteză, cred că mulți ar dori să știe, dacă se poate spune,
cât v-a costat cercetarea și... Câteva sute de mii de euro. Deci cam astea sunt costurile... Eu cred că dacă adunăm tot, depășim cu brio peste 1 milion de euro. Investiție ca să puteți ajunge la acest rezultat. Exact, exact. Acum vreau să vă explic în câteva minute ce se întâmplă cu acest management al durerii. De fapt, în lumea civilizată, da, marile țări din Europa, din Statele Unite, Canada, au chiar o specialitate medicală, așa se numește, managementul durerii, pentru că durerea este, apare în foarte multe afecțiuni, ea este prezentă în aproape 80% din afecțiunile sau bolile pe care le avem noi oamenii. Și atunci acest management al durerii este foarte important pentru că se caută soluții prin care să fie redusă această durere. Vreau să vă spun că noi în acest moment avem două produse cumva dedicate. Sunt aceste produse Hemp Oil Full Spectrum cu CBD de 2,5 și 5%. Ceea ce diferă este conținutul de CBD. Sigur, cu cât este mai gravă boala, e bine să folosești un CBD cu un grad mai ridicat. Și ele se pot folosi, spre exemplu, în durerile reumatoide. Pot să vă dau exemple de sute de cazuri, spre exemplu, poliartrite reumatoide. Se întâmplă două fenomene foarte interesante. Odată este un fenomen, ceea ce înseamnă diminuarea durerii, exact ce spunea și Andrei. După aplicare, pătrunde substanța activă în interior, că este mușchi, că este încheietură, acolo are loc disocierea. Apare din nou un efect local de ozonoterapie. Și acolo are loc și creșterea absorpției. Deci, practic, substanțele acestea ozonificate ajung să fie absorbite și eficiența lor crește de aproximativ 10 ori față de ceea ce ar însemna un ulei oarecare sau un unguent pe care l-ai dat pe suprafața pielii. Ca să vă faceți o idee, gradul de absorpție maxim pentru cele mai bune uleiuri este undeva în jur de 25-30%. Noi, cu uleiul ozonat, am ajuns la 92-95% din substanța activă. Deci de 4 ori de, mai mult. Sigur. Și asta se vede după eficacitatea produselor medicamentoase. Dacă dai cu un gel de durere, durerea dispare la 20-25 de minute. Nu o să dăm nume, nu o să dăm nimic. Dar la noi, folosind acest ulei, în 3-5 minute deja a dispărut durerea. Deja simți un confort, simți că pot să mă mișc, pot să fac ceva, pot lucruri care nu se întâmplă pe un medicament efectiv. Dar partea cea mai interesantă este partea a doua. Nu este doar dispariția durerii. Folosind o perioadă mare de timp, în 3-6 luni, aceste produse, apare fenomenul de regenerare celulară. Avem situații în care, știți că la poliartrită rămân încheieturile blocate, în special mâinile, deci nu se mai pot mișca, este așa anumită poziție de gheară. Sunt oameni care și-au recăpătat total mobilitatea încheieturilor. Deci ceea ce este spectaculos nu este doar această dispariție a durerii. Sigur, pe mulți dintre pacienți acest lucru îi încântă foarte mult. Faptul că se diminuează sau chiar dispare durerea. Dar ce este mai interesant și lumea medicală asta apreciază, este acest efect de lungă durată care înseamnă regenerarea. Deci lucrurile sunt spectaculoase din acest punct de vedere și din câte știm noi, sunt singurele produse din piață care asigură această regenerare la nivel celular, la nivelul încheieturilor, la nivelul mușchilor. De fapt, managementul acesta al durerii nu înseamnă doar eliminarea cauzei durerii. Durerea nu este neapărat rea. Durerea este un semnal de alarmă pe care îl dă organismul. Organismul spune, dacă te doare ceva, îți spune că ceva este în regulă acolo. Este un semnal de alarmă. Nu trebuie să intervenim doar să reducem durerea. Sigur, e foarte important să reducem durerea. Important este să rezolvăm cauza. Și cauza este acest efect de lungă durată, acest fenomen de regenerare celulară. Mi se pare foarte important și dacă ar fi să faceți o listă a problemelor medicale cauzatoare de durere, unde se știe că se obțin rezultate, care ar fi? Deci putem începe cu tot ce înseamnă afecțiuni reumatismale. Deci de la cele mai simple până la cele mai grave, efectele sunt foarte, foarte spectaculoase. De asemenea, putem vorbi despre arsuri. Deci faptul că asta am văzut-o pe pielea soției.
I-a căzut un moment dat fierul de călcat pe partea externă a mâinii, care este o zonă foarte sensibilă, cu piele foarte subțire, și vreau să vă spun că, în mod normal, ar fi trebuit să sufere foarte mult timp și să rămână și cu o cicatrice foarte urâtă. Și a dat imediat cu două pufuri de ulei de cânepă cu CBD de 5% și vreau să vă spun că s-au întâmplat două lucruri. Odată, durerea a dispărut într-un minut, iar al doilea lucru este că după aceea n-a rămas nicio cicatrice. Deci efectele sunt interesante. Da. Pe de o parte se reduce cu 50% timpul de vindecare, pe de altă parte nu rămân cicatrici. Deci tot ce înseamnă lovituri, cicatrici, răni deschise, spre exemplu pe rănile provocate de diabet, da? Sunt singurele produse care duc la vindecare și duc la închiderea acestor rând pentru diabetici. Este o mare dramă, o problemă gravă. Cicatriza, da. Da. Da, verișorul meu de la Botoșani, de seamă cu mine, a avut piciorul diabetic și tot a încercat tot felul de medicamente, cu tot ce e. Eu i-am dat mai de mult să încerce uleiurile, dar fiind în nordul Moldovei, toată lumea e foarte reticentă acolo când aude vorba de cannabis sau de cânepă. Și a zis, mă, dai în frigider ăla, ia și te dă acolo. A vorbit cu doctorul întâi și doctorul i-a spus, păi ce nu mi-ai spus, frate, de la început că ai ulei de cânepă ozonificat? Știa de uleiurile de cânepă ozonificate, pentru că în genere, uleiurile ozonificate sunt cele de măsline cu care au început Tesla și, în genere, doctorii nemți în primul război mondial, în care nu era descoperit antibioticul. Ei cu asta tratau arsurile de gaz, rănile și aveau niște efecte deosebite. Dar, în schimb, acum, evoluând așa de mult tehnica și noi folosind uleiul de cânepă, care este un ulei fantastic, e normal să producă efecte de 10 ori mai puternice decât uleiul de măsline ozonificat. Și pe vremea aceea nu se făcea ozonificarea la nivelul care îl facem noi. Noi îl ținem aproape de 3 luni de zile, un ulei la ozonificat 250-300 de ore. Adică foarte, foarte mult ozon înglobează uleiul. Și din cauza asta calitățile sunt impecabile. Tocmai avem recunoașterea guvernului indian pe aceste calități ale produselor. Ne-au acceptat să fabricăm în India și să vindem în India pe 5 ani de zile. Chiar ieri a venit. Da. Chiar știam, discuția pe care am avut-o cu domnul Hanganu înainte de emisiune, că aveți mai mult succes, mai multă recunoaștere în afara țării decât în Așa România. Așa este, dar ceea ce vrem noi este să ajutăm cât mai mulți oameni în România. Și ca să vă termin lista aceasta foarte lungă de dureri, practic pe tot ce înseamnă dureri, că sunt dureri migrenoase, dureri de cap, plăgi, efectele sunt foarte, foarte bune. Deci este acest efect foarte rapid. Chiar avem un produs derivat cumva din acestea, se numește Medozon Parodont, care în acest moment este singurul produs din piață care oprește din evoluție parodontoza. Știți că parodontoza nu se poate vindeca. Deci parodontoza este un efect degenerativ al osului și poți doar să-l încetinești din evoluție sau să oprești evoluția. Vreau să vă spun că folosind acest produs Medozon Parodont s-au oprit din evoluție parodontoza și mai mult decât atât, nu mai apar niciun fel de infecții la nivel bucal. Deci are un efect extraordinar și viral, antibacterian și antifungic. Și antiinflamator în general. Tot ce înseamnă durere înseamnă inflamație. Da? Acest produs, funcționând cu ajutorul sistemului endocannabinoid, reduce inflamația și practic duce la atenuarea și chiar dispariția durerii, iar în timp îndelungat duce la regenerare și cumva la vindecare. Este o cale sigură spre vindecare. Sunt multe alte lucruri de spus, dragii noștri. De aceea vă invit, pentru că sunt alte aspecte pe care vrem să discutăm în legătură cu cânepă, cu cannabis sativa. Așa că pentru episodul următor o să discutăm despre problemele neurologice, despre efectele uleiului de cânepă asupra creierului, asupra sistemului nervos și cum se gestionează aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați împărtășit în acest episod. Rămâneți aproape, în curând veți putea viziona episodul 2 al acestui miniserial. Mulțumim frumos! Mulțumim!